Lăudați să fie Domnul nostru Isus Hristos și în continuare. Mulțumim Domnului pentru tot ceea ce El ne-a dăruit până în momentul acesta, pentru cercetarea sa, pentru cuvântul său, pentru motivațiile pe care Domnul ni le oferă. Doresc acum să vă invit să deschidem Scriptura în Cartea lui Luca, capitolul 10, și vom citi câteva versete, începând cu versetul 25, cei care aveți scriptura, la pagina Bibliei 1002, traducerea Cornelescu. Și haideți să stăm ridicați cu respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, să cinstim numele Domnului și să putem să ascultăm acest cuvânt, din care aș vrea ca Domnul să continue să ne vorbească în această zi. Și apoi întorcându-ne spre casele noastre, să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să continue să ne cerceteze și să adâncească cuvântul său în inima noastră. Luca, capitolul 10, versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege, cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns Iisus, bine ai răspuns i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Isus: Și cine este aproapele meu? Isus a luat din nou cuvântul și a zis, Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis, Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii, du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Isus. Amin. Amin. Vă invit să o reocupați locurile. Dragii mei, aș vrea ca în ziua aceasta să putem să ne lăsăm inspirați de cuvântul Domnului, prin aceasta se deosebește Cuvântul lui Dumnezeu și cartea aceasta de celelalte cărți din lume, pentru că ori de câte ori citim din ea și chiar dacă vom citi același loc din scriptură, trebuie să recunoaștem că de fiecare dată Domnul este cel care ne descoperă mereu și mereu ceva mai mult, o altă lumină, dintr-o altă perspectivă. Astfel încât să putem să spunem cu adevărat: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și veșnic, slavă Domnului! Știu că dumneavoastră cunoașteți foarte bine textul acesta, însă în ziua aceasta aș vrea ca să privim spre textul acesta din perspectiva chemării Domnului la lucrarea de misiune a noastră a Bisericii Domnului Isus Hristos. Mesajul acesta am primit din partea Domnului pe când îl cercetam inspirația și am numit mesajul de în textul acesta, de data aceasta, misiune între Ierusalim și Erihon. Evenimentul acesta sau centrul discuției Domnului Isus Hristos cu învățătorul legii și pe lângă el cu toți ceilalți, cu masele, cu mulțimile de oameni care am auzit și dimineața la timpul de rugăciune, de obicei erau în prezența Domnului Isus, mezul acestei discuții scoate în evidență o întâmplare care a avut loc între Ierusalim și Ierihon. Contextul imediat al pildei samaritianului rosită de Domnul Isus Hristos, dacă ne ducem doar câteva versete înapoi, vom vedea că a avut loc datorită unei situații și anume întoarcerea celor șapte zeci de ucenici care au fost trimiși de Domnul în lucrarea de misiune în capitolul 10 începând cu versetul 17 ei s-au întors și noi vedem capitolul 10 și capitolul 9 din Evanghelia după Luca descoperim în aceste două capitole o paralelă și vedem că ele merg parcă în asemănare. Capitolul 9 din Evanghelia după Luca, versetul 1, vedem că Domnul trimite 12 ucenici, le dă putere, le dă însărcinare, le dă autoritate. Apoi, în capitolul 9, versetul 10, citim: Apostolii, când s-au întors, au istorisit Domnului toate minunile și toate lucrările. Asta s-a întâmplat cu cei 12. Capitolul 10 din Evanghelia după Luca, versetul 1, citim, după aceea Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici, i-a trimis doi câte doi în toate cetățile, în toate locurile pe unde avea să treacă de asemenea, le-a dat însărcinări, de asemenea, le-a dat autoritate, de asemenea, le-a spus cum să se comporte și cum să vestească în părăția lui Dumnezeu. Și apoi, în versetul 17, iarăși paralela cu versetul 10 din capitolul 9, cei 70 s-au întors și ei plini de bucurie și, de asemenea, și ei aveau mărturie. În baza mărturiei lor, în baza mărturiei celor 70, Domnul Iisus Hristos face o afirmație. Și afirmația respectivă l-a zgâriat la ureche și cred că de la ureche l-a zgâriat la inimă, l-a zgâriat la suflet pe acel învățător al legii, pentru că Domnul le spune celor 70, da, bucuria voastră este reală, însă mai mult decât cei ce voi ați experimentat aici, mai mult decât cei ce voi ați văzut când v-am trimis în lucrare, voi trebuie să vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri, slăvit să fie Domnul. Și vine acel învățător al legii și se gândește, stai puțin, păi ăștia sunt niște oameni simpli, ăștia nu au treabă cu slujirea, ăștia n-au treabă cu templu, ăștia nici măcar nu sunt din rândul preoților, din rândul învățătorilor, din rândurile celor care au acolo lucrare. Cum așa ei să fie? Și pune întrebarea ispititoare. Și datorită acelei întrebări care el a pus-o public acolo, Domnul Iisus Hristos vine și rostește pilda samariteanului milostiv și aș vrea acum să încercăm să mergem pas cu pas prin versetele acestea și să încercăm să găsim răspuns la întrebarea ce putem învăța din cuvântul acesta cu privire la lucrarea de misiune. Noi, în viața noastră, prin umbletele noastre, prin faptele noastre, prin vorbele noastre, suntem chemați de Domnul. Ca să putem să-l arătăm celor din jurul nostru, vecinii noștri, prietenii noștri, colegii noștri, poate rudele noastre, oamenii cu care noi intrăm în contact, să putem să-i spunem despre Domnul Isus Hristos ce putem învăța noi cu privire la misiune. Și aș despărți textul acesta dintr-o dată în două părți, vizibil, care sunt diferite și anume primul comportament al celor doi și al doilea comportament al celui de-al treilea din pilda aceasta. Și anume, prima întrebare ar fi următoarea, ce putem învăța cu privire la misiune de la preot și levit în baza textului de aici? Sunt multe tălmăciri, sunt chiar unele răstălmăciri cu privire la aceste două persoane și cu privire la comportamentul lor. Unii spuneau că dacă preotul și levitul coborau de la templu, probabil că termina să răslujirea așa cum era în vremea respectivă rânduia la fiecare după seminția lui, fiecare la rândul lui, își terminase răslujba, erau obosit și trebuiau de acum ca să ajungă acasă. Alții vin și spun că ar fi fost posibilitatea ca cel căzut între tâlhari de acum datorită loviturilor și rănilor să fi fost mort și preotul nu trebuia să se atingă de un mort. Alții spuneau că urca la templu și trebuia să fie la slujbă, cu toate că textul vorbește clar. Și preotul și levitul nu mergeau la templu și ei coborau de la templu din prezentarea Domnului nostru Isus Hristos, observăm, dragii noștri, că El nu analizează prea amănunțit acel comportament. Și cu toate acestea, eu aș vrea să punem întrebarea aceasta, ce putem noi învăța în anul 2000, Aduc aminte, mi-am început cursurile de master în teologie, am avut așa o posibilitate să studiez la o școală biblică care a fost organizată pentru toate țările din fosta Uniune Sovietică, la Kiev, în capitala Ucrainei. Cursurile acolo erau predate în limba engleză, cu traducere în limba rusă. Domnul mă binecuvântase între timp pentru că din 1996 până în 2004 am păstorit o biserică vorbitoare de limbă rusă. Ei înțelegeau puțin româna, eu predicam în română, ei îmi predicau mie în rusă, ei cântau în rusă, se rugau în rusă, comunicau în rusă. Și într-o bună zi am observat că încep să înțeleg ce spun ei, apoi am început să vorbesc și mulțumesc Domnului că astăzi pot și chiar să predic în limba rusă. Nu o cunosc, bineînțeles, perfect, nici româna nu o știu perfect, gramatica toată, mai avem noi probleme, chiar și cu adjectivele și cu verbele și știm noi neajunsurile noastre, dar îi mulțumesc Domnului, mă pot descurca oarecum, mi-aduc aminte, eram acolo la cursuri, și aveam un curs de greacă. Cursul de greacă era predat de o profesoară misionară americană, mai în vârstă, și avea și ea pe inimă să facă ceva, și cumva s-a ajuns să predea limba greacă. Acum, cu scuzele de rigoare, ca să înțelegeți puțin situația, ea nu prea stăpânea bine cursul dar se mai ținea de carte cumva așa și ea ne preda limba greacă în engleză, tradusă în română, înțeleasă de mine un român. Închipuiți-vă cam ce era în capul meu. Eu am crezut că numai mie mi este foarte greu. Era într-o seară, ora două noaptea și noi studenții învățam acolo, dar grupa aceea erau toți pastori, erau episcopi, erau director de școli biblice, profesor de seminar, cam așa era nivelul grupei. Și mi-aduc aminte că era acolo un episcop din Rusia și s-a enervat la un moment dat și a spus măi, ce să înveți de la... Și a spus el așa o vorbă despre femeia aceea bătrână. Și eu am spus, băi să așa, eu am descoperit ce să învățăm. Și toți au făcut liniște și au spus, ce să învățăm? Și am zis, să nu facem ca ea. Noi toți în vremea aceea eram deja păstori și păstorul stă în față și învață. Majoritatea dintre noi în vremea aceea eram profesori în seminarile teologice deschise în țările noastre și ieșim în fața studenților noștri. Și trebuie ca să recunoaștem și să ne pocăim câteodată ajungem să ieșim nepregătiți. Poate la bivolărie totul e bine. Domnul să-i binecuvinteze pe frați. Câteodată ajungi să fii cumva așa, nepregătit. Și am zis, măi, măcar atâta să învățăm când noi ne ducem, pentru că problema era că Dumnezeu era mai nepregătită, dar pe noi ne-a tare, știți? Și am spus să nu fim ca ea. Dragii mei, am dat exemplul acesta pentru că atunci când am căutat să mă uit eu la modul în care Domnul prezintă prezintă comportamentul și atitudinea acestor două personaje, eu am ajuns la concluzia aceasta, dacă putem învăța ceva de la ei. Cu privire la lucrarea de misiune, cu privire la mersul vieții noastre pe pământul acesta, ca și copiii lui Dumnezeu, în situații de felul acesta, eu cred că putem să spunem să nu facem ca ei și Domnul să ne ajute. Amin? Mergem mai departe, pentru că avem cea de-a doua parte din textul nostru, căreia Domnul îi oferă mai mult spațiu mai mult spațiu, mai mult timp, ce putem învăța cu privire la misiune de la Samaritian. Primul lucru pe care îl descoper aici, din prezentarea Domnului Isus Hristos cu privire la misiune, este următorul. Misiunea cere compasiune. Versetul 33 îl recitim, dar un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut ce? Milă. Aceasta a făcut diferența. La momentul respectiv, ținând cont de situația în care se afla omul acela, omul acela atunci avea nevoie de milă. Știți care este opusul milei? În momentul în care cineva ar avea nevoie de mila noastră, știți care este opusul milei? Este un comportament cu care noi ne luptăm zi de zi. Opusul milei este judecata. Și Domnul Isus Hristos spunea ferice de cei milostivi că cei vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, versetul 7. Apostolul Iacov, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vine mai târziu și în epistola sa, în Iacov, capitolul 2, versetul 13, scria că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește ce? Judecata. Haideți, dragii noștri, să stăm acum, nu înaintea mea, eu sunt ca și dumneavoastră, om cu slăbiciuni, să stăm înaintea lui Dumnezeu care este Sfânt, slăvit să fie El, și care ne vede, care ne știe gândurile noastre, cugetul nostru, faptele noastre, comportamentul nostru, atitudinea noastră. Care-i prima reacție a noastră când uneori în fața noastră apar anumite situații? Mila sau judecata? Mesajul acesta eu l-am primit din partea lui Dumnezeu, l-am pregătit, l-am predicat în biserica noastră din Chișinău și am spus așa: când omul a ajuns într-un necaz, el atunci nu are nevoie de judecată și el are nevoie de milă. Sunteți de acord? Putea și posibil. Posibil că cei doi s-au uitat și au spus, dar ce ți-a trebuit, de ce n-ai fost atent, de ce nu ți-ai mai luat pe cineva și așa mai departe și au putut să găsească o mulțime de motive care să le justifice comportamentul lor. Însă, samaritianul nu s-a gândit în momentul acela absolut deloc la aceasta. Și el a zis, omul acesta are nevoie să fie salvat. Domnul mi-a pus cuvintele acestea. Cu o săptămână înainte de a se începe războiul din Ucraina, am predicat mesajul la noi în biserică. Era o duminică a misiunii. Și am fost mulțumit de lumina pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Știți câteodată, ca predicator singur, tu ești mulțumit de lumina care Domnul ți-o dă într-un text și biserica am fost încurajată la misiune, la dedicare, să nu judecăm, dar să avem milă. Și a trecut o săptămână și s-a început războiul și au venit peste Moldova puhoaiele de refugiați, pentru că Moldova Majoritatea oamenilor vorbesc și limba rusă și este și vecină și are și cele mai multe puncte vamale cu Ucraina. Știu că și aici la dumneavoastră a fost fluxul foarte mare și dumneavoastră v-ați implicat și noi cu frații acolo ne-am implicat. Cunoscând limba rusă eram chemat de frații din România să vin să le mai traduc, să-i să ajut în anumite centre unde erau sute și sute de oameni. De asemenea, am venit ca să, să ă, aranjez căile de la vamele cu Moldova și până la ieșirea în Europa pentru cei care aveau nevoie și vreau ca să meargă mai departe, să știe din loc în loc, din trei în trei ore unde sunt biserici care pot să-i ajute, care pot să-i găzduiască. Și frații noștri care sunt aici stăteau acolo la vamă și îi întreba cât mai poți să mergi, unde vrei? Păi vreau să ajung în Europa, pe care drum vrei să mergi? Păi dacă merge pe la Vatra Dornii, drumul acesta, frații avea o listă și le spunea, uite, acolo poți să oprești peste trei ore, acolo încă peste... Și m-am pornit eu să vin în România... Însă mă gândeam, parcă e prea puțin să mă duc doar să fac aceasta, aș fi vrut nu numai cu inițiativa, nu numai cu organizarea. Vroiam ceva din buzunarul meu, pentru că frații dădeau mâncare la vamă și acolo. Și aveam cumva dorința asta, am zis ceva din buzunarul meu, dar n-aveam timp să stau să fac mâncare. Și mi-a venit gândul ăsta, măcar să alimentez la cineva mașină. M-am oprit înainte de a trece vama, m-am oprit la ultima stație de benzină din Moldova, de lângă vamă, să aștept să vină un ucrainean. Aveam un foc în inima mea să-i fac un bine și intră o mașină cu numele de Ucraina, trage la pompă și eu așa bucuros am zis, mă duc să-i pun plinul. Eu cobor și când mă uit, coboară de acolo șoferul, un bărbat spătos, voinic, până în 40 de ani, dar cu o freză care eu nu pot răbda. Ras totul de aici în sus, totul, și o lăsat o creastă așa pe mijloc și aceea e vopsită în toate culorile, verde, albastru, mov. Și în momentul în care am văzut freza aceea, eu nu mi-am schimbat pieptănătura de când sunt eu, așa m-am pieptănat când am avut 10 ani și așa cred că o să-l pieptăn până Domnul mă ia acasă. Sunt mai, mai clasic în privința asta, mai, mai... Și am zis în inima mea, ăstuia să-i torni o benzină? Și am zis, nu. Și cum eram cu mâna pe, pe portiera mașinii să plec, eu mă întorc înapoi și mă așez în mașină. Și Duhul Sfânt îmi vorbește în cugetul meu și zice, dar ce frumos ai predicat o săptămână în urmă. Când omul e în necaz, nu are nevoie de judecată și are nevoie de milă. Și am început să plâng. Și m-am ridicat repede. Și am fugit după el. Și am intrat după el acolo, în stația de benzină. Și el deja vorbea cu femeia de la casă și întinsese niște lei moldovenie și au spus, vedeți cât puteți. Dar eu sunt acolo de 30 de ani, repede am văzut cam cât are el, n-avea mai mult de 5 litri. Și am zis, puneți plin, cam să plătesc eu. Și el cu nevastă s-a cumva o tresărit și a spus, nu, poate nu trebuie. Și am zis, lăsați, voi fugiți de război și de moarte, aveau copii mici în mașină. S-a alimentat mașina, ei au stat cumva așa înțepeniți, cumva neconfortabil se simțeau și eu am mers și am plătit și apoi am spus Dumnezeu să vă ocrotească în drumul vostru. Și el a început să plângă. Și a zis, eu nu pot altceva acum, dar una te rog să-mi dai voie, vreau să te îmbrățișez. Și am spus, bine, până atunci eu stăteam în partea dreaptă a lui și nu l-am văzut în totalitate, mai mult încă mă și încurca frezura. Și când el se întoarce așa spre mine, să mă îmbrățișeze, eu am văzut că el n-avea mâna stângă de la cot. Luptase în războiul din 2014 din Donbass și și pierduse mâna. Și acum fugea din calea războiului și din calea morții, cu o mașină micuță, a pus cât o încăput acolo, cu trei copilași mici și cu soția, și am spus, Doamne, eu, din cauza unei frezuri, și să nu înțelegeți acum, dragi tineri, că asta e normal, el era un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, dar în momentul acela, eu, ca și copil al lui Dumnezeu, trebuia să pot să mă las călăuzit de Duhul Domnului și să împlinesc ceea ce spune Iacov, mila biruie judecata și Domnul să ne binecuvinteze. Amin? Vă rog, în viața noastră, în umbletele noastre, în împrejurări în, în, în pe care noi nu le planificăm, în momentul în care va apărea o situație, haideți să cercetăm ce se întâmplă atunci. Și vă spun, se întâmplă un război, dar dacă noi vom reuși să biruim cu milă judecata, atunci vom putea să ne împlinim misiunea slăvit să fie Domnul. După starea aceea, nu mi-am mai permis în perioada aceea, pentru că așa, aproximativ 45 de zile, au fost un, 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 un iureș nestăvilit de oameni, mii și sute de mii de oameni care au, au trecut prin Moldova și prin casele noastre de rugăciune și la dumneavoastră. Și în perioada aceea, datorită acelei experiențe, niciodată nu mi-am mai permis să văd o mașină de Ucraina oprită. Fără să mă opresc. Mi-aduc aminte, intram la Dorohoi, pentru că eram aici în pregătirea acestor centre și intram în Dorohoi, era afară, deja s-a întunecat. Și la intrare în Dorohoi am văzut o mașină oprită și m-am oprit și m-am dus la ei, am vorbit cu ei în limba rusă și am zis ce s-a întâmplat, cu ce putem să vă ajutăm. Și bărbatul acela a zis, eu sunt un om de afaceri eu sunt, nu sunt ucrainian, eu sunt din Latvia, dar sunt căsătorit în Ucraina, de aceea el a putut că să iasă nefiind cetățean, zice, sunt om de afaceri, suntem două familii, era o mașină mai mare, n-am dormit de câteva nopți, nu mai putem ca să mergem, dar nu avem unde să dormim, toate hotelurile sunt ocupate și eu nu le-am spus altceva decât atât, veniți încetul după mine. Și de la intrare în Dorohoi și până în centru am reușit să sun unde? La păstori. Și am spus, fraților, voi aveți locuri de cazare, ceva? Și au spus, sigur că da. Ne-am întâlnit cu ei în centru, acolo în Dorohoi. Le-am făcut cunoștință, i-am introdus, le-am tradus și am dat în mâinile fraților și omul acela a început să plângă și a spus, ce fel de oameni sunteți voi? Ce nație de oameni sunteți voi? Atâta milă, atâta grijă și am spus, cred că suntem și noi ca voi. Diferența este, noi îl cunoaștem pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Și asta ne face, și asta ne face, și așa rând pe rând, situații după situații, Oamenii aceștia au înțeles, dacă ești un urmaș al Domnului Isus Hristos, tu trebuie să ai compasiune și Domnul să ne binecuvinteze. În al doilea rând, când ne uităm în textul nostru, misiunea cere descoperirea nevoii. Dragii noștri, noi uneori putem, știți, să ne uităm așa superficial ne putem uita superficial la, la o, situație care se întâmplă, putem ca să ne gândim, a, cumva, las că se va rezolva, dacă nu eu, altul și așa mai departe. Însă versetul 34, prima parte a, a versetului 34, Iisus a spus, s-a apropiat de ea legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Ce înseamnă aceasta? În relațiile noastre cu semenii noștri este bine să descoperim care-i nevoia. În acțiunile noastre noi trebuie să fim cei care să turnăm acel undelemn, unde lemnul în perioada respectivă era folosit pentru alinarea durerii, iar vinul era folosit în perioada respectivă pentru dezinfectarea rănii. Apropo, Asta înseamnă o folosire externă și nu internă. Și Domnul să lucreze și să ne ajute să înțelegem. Amin? Mai sunt unii care încearcă așa, tot felul, da? Știți, eram în Moldova, mi-aduc aminte, în anii 90, când eu lucram la deschiderea bisericilor și am ajuns într-un sat, dar satul acela era așa, mai vestit prin. Consumul de alcool. Aveam de acum un grup mic care se aduna într-o casă și mergeam duminica după adunare, cântam cu ei, îi învățam cuvântul Domnului. Și a venit într-o zi un bărbat, tot așa voinic, dar ăsta de acum era pensionar, dar zdrav, în un, un, un bărbat, și el zice, eu totui să bei cu măsură. Și am spus, da, numai că voi toți aveți măsura voastră. Și el a spus sigur că da, zice, eu mănânc un kilogram de slănină, o pâine și beau o căldare de vin și n-am treabă. Și atunci eu îi spun, ok, hai să facem un experiment. Uite, eu îți dau un kilogram de slănină să-l mănânci, îți dau o pâine și o căldare de compot. Și au zis, dar nu pot bea. Dar de ce? Nu lunică. Ah. Păi de-aia Biblia spune, fii atent omule la vin, că el lunecă și mai apoi se întoarce și ce face? Te mușcă. Și când te mușcă, te trântește jos. Dar până te trântește jos, tot Biblia spune, ți se duce mintea, te uiți acolo unde nu trebuie, planifici ce nu trebuie și așa mai departe, și așa mai departe. Dragii mei, Dumnezeu a lăsat a lăsat în natură, a lăsat în plantele noastre, mai ales pe vremea aceea, nu era și nu scopul acesta era pentru folosire internă. Pe atunci se folosea pentru dezinfectarea rănilor. Deci omul acesta a fost gata ca să descopere nevoile. Mi-aduc aminte una dintre experiența fiului nostru, apropo 34 de ani în urmă, eram și eu în Vicov, aici în zona dumneavoastră, și învățam și eu ca toți pe atunci cizmăria. Am avut și eu un atelier mic acasă, am produs și eu încălțăminte, oteri cum pe atunci se producea, Știu și eu bătăturile acele de la cuțit când trebuia ca să șlefuiești, că nu era ca acum cu ștanțe și cu toate celelalte. Anii au trecut, Domnul ne-a binecuvântat, deja am, avem, sunt cu soția, avem șase nepoți deocamdată și îi mulțumim lui Dumnezeu. Băiatul nostru locuiește într-un sat aproape de Vama Costești, Stânca Costești, și tot atunci în perioada războiului mi-aduc aminte că într-o duminică seară el a venit acasă după slujbă și a spus soției, eu nu am stare, nu am liniște și mă duc să cumpăr de la magazin pâine, cârnață, să pregătim seva sandvișuri. Tu caută toate termosurile care sunt la noi în, în casă, pune ceai, plec la vamă să văd cu ce putem să slujim. S-a dus acolo a ajuns pe la ora 10 și ceva seara și a sunat și a zis așa, oamenii aceștia nu au nevoie de ceai și sandviș. Ei sunt deja unii dintre ei de o săptămână în drum cu copiii, au mâncat mâncare uscată, li s-au îmbolnăvit stomacul lor și la copii au nevoie de ceva, de o supă. L-a sunat pe cum i-a spus, te duci acasă ei acolo un ceaun mare, avea el de vreo 30 de litri, ei butelia de aragaz, ei un fierbător pentru butelie, aduce aceea aceea din frigider, te oprești pe drum la un magazin, mai cumperi aia și din noaptea aceea, sub cerul liber, el, că îi place să gătească, a pregătit supă rădăuțeană. Începând cu zilele următoare, au instalat un cort și timp de 45 de zile non-stop, ca și dumneavoastră aici, au pregătit câte 300 de litri pe zi de supă rădăuțiană. Nu mai spunem de toate celelalte, felul 2 și toate și toate. Și la final, când ei au făcut socotelele după 45 de zile. El a venit la mine plângând și a spus, tata, eu nu pot să-mi închipui, e vorba de zeci de mii de euro pe care noi i-am investit aceste 45 de zile. Și atunci eu i-am spus așa, vezi ce se întâmplă când tu, când noi suntem gata să stăm la dispoziția lui Dumnezeu? Te-ai dus cu câteva termosuri de ceai. A venit o organizație neguvern, neguvernamentală din Botoșani, care aveau posibilități, putem să spunem, mari. Și ei stăteau de partea asta la altă a în România și observau că toți care de treceau vama, nimeni nu oprea la ei să mănânce. Și ei și-au dat seama și o să mă înseamnă că se întâmplă ceva partea aceea, că na, nu pot să mănânci acolo și în, în jumătate de oră partea asta. Și au venit și când i-au văzut, au spus, dar cine sunteți voi? Și au spus, noi suntem Biserica Betel, o biserică de vreo 90 și ceva de membri dintr-un sat. Și voi de unde luați toate acestea? Păi noi, din banii noștri, noi le cumpărăm și eu au spus, noi avem, putem, și veneau zilnic microbuze și le aducea, zice, voi numai pregătiți-le, noi vă aducem totul și smântâna și ciupercile. Știți voi, supă rădăuțeană, că e voastră de aici, din Bucovina, nu? Și nu numai asta, tone, tone de bunuri, pături, căciuli, mănuși și tot ce le trebuia, mă sună feciorul și spune, tata, noi avem așa de multe bunuri că nu mai reușim să le dăm. Spune la frații noștri de la alte vame care nu au nimic ca să vină și veneau microbuze, sprintere din astea mari și încărcau și plecau și dădeau la celelalte vame. Ce face Dumnezeu, dragii noștri, când ești gata să te pui la dispoziția Lui? Dumnezeu este Cel care face minuni, lăudat să fie Domnul! Iată de ce Domnul Iisus Hristos a găsit de cuvință să-L dea ca exemplu pe omul acesta. El nu a fost superficial și în momentul respectiv el a fost gata să descopere nevoia. Noi cu soția și cu alte familii în Moldova, timp de 15 ani, am crescut copii orfani fost peste 150 de copii care au fost crescuți. Unul dintre ei, tatăl lui a fost un african, student în Moldova, necunoscând pe Domnul și el și o fată de acolo, în urma relației nebiblice, s-au născut niște copii, africanul a plecat în treaba lui, acea mamă a rămas cu copiii disperat, a fost omorâtă la Moscova și a rămas acolo prin străzile din Moscova trei copii mici, șapte, cinci. Erau anii 90, au aflat că sunt din Chișinău, i-au urcat într-un tren și i-au trimis în Chișinău, nu le trebuie. Au ajuns în Chișinău al nimănui și mâncau pe la lăzile de gunoi, coșurile de gunoi, toți îi fugăreau, dormeau prin subsoluri murdari și rupți. Și au ajuns în familiile acestea, care, la vremea respectivă, am văzut că era în Chișinău fenomenul acesta de copii ai străzii. Și am zis, trebuie să le întindem o mână. Noi am început la început să le dăm mâncare. Și le-am dat mâncare vreo trei ani de zile, și mi-aduc aminte că într-o zi sora care, se ocupa de proiectul acesta să le dea mâncare la amiază, O venit la noi la păstori, plângea și a spus, fraților, eu nu mai pot. Și am spus, dar ce s-a întâmplat? Păi am descoperit copiii ăștia, noi le dăm mâncare, le spunem de Domnul, îi învățăm Tatăl nostru, le spunem că Domnul e bun și când se termină programul la ora 3, noi le spunem, mergeți cu Domnul, veniți mâine, și ei se duc în subsol, ei se duc și dorm pe la țevile de căldură și nu -i mai pot trimite acolo. Și atunci am zis, mai facem un pas înainte și am luat în casele noastre unul dintre ei, băiatul acesta de care vă spun cu tata african și el la rândul lui este mulatru, pielea neagră, părul creț, în Moldova un copil de ăsta cu atât mai mult murdar și care mănâncă la lada de gunoi, toți îl alungau și au ajuns la noi în familiile noastre. Și când era în clasa a patra, mi-aduc aminte că într-o zi l-am luat cu mașina, mergeam că noi locuiam așa în afara orașului și l-am întrebat, Petrică, ce vrei să te faci când vei fi mare? Și el mi-a spus dintr-o dată, doctor, eu așa m-am gândit, mai iese din tine, doctor, mai trecut încă cinci ani, el termina clasa a noua și din nou s-a întâmplat exact aceeași scenă și trebuia ca să-l iau cu mașina pentru că el scăpase autobuzul și din nou am zis, uite, tu termini acum gimnaziu, ce vei face mai departe, în ce direcție? Și el s-a uitat la mine așa serios și a spus, dar ce, ați uitat că v-am spus? Eu voi merge la medicină, s-a dus și-a învățat 5 ani colegiul de medicină, 6 ani universitatea de medicină, trei ani rezidențiatul și-a lucrat medic în Moldova și este medic. Și când m-am îmbolnăvit de COVID, el a fost cel care m-a tratat. Și când am probleme și acum ceva, îl sunăm la orice oră din zi sau din noapte, starea asta, situația asta, acum este medic în Iași. S-a transferat în Iași. Și este un medic foarte bun, cu toate că este tânăr, pentru că omul acesta, copilul acesta, eu nu știu, la clasa 4 abia eu l-am întrebat, eu nu știu de când el s-a gândit să fie doctor, și El este astăzi doctor pentru că cineva a descoperit o nevoie și am fost gata să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Nu știi, mulți poate dintre cei din Moldova, din Chișinău, care poate au dat cu piciorul, băi, cerșetorule, dă-te la o parte, poate mulți dintre ei nici nu și-au dat seama că au trecut câțiva ani și s-au dus și au bătut la ușa unui cabinet medical și acolo, îmbrăcat într-un halat, era fostul cerșetor, dar care a fost găsit cândva de o familie de la noi. Și familia aceea, au cresc... ei n-au copiii deloc, familia aceea a crescut 28 de copii de aceștia. Mulți dintre ei sunt profesori astăzi, mulți dintre ei sunt astăzi ingineri, el este medic și alții au alte lucrări. Mulți dintre ei sunt în biserică vara aceasta, am găsit o familie cu nouă persoane fără casă, trăiau în condiții inumane, și le-am cumpărat într-un sat unde tatăl acestei familii care au crescut copii slujește acolo ca păstor, și am spus: Îi aducem aici la tine în sat, cumpărăm o casă. Știți cu cine a făcut remodelarea casei pentru familia aceasta? Cu fetele lui pe care le-a crescut, cu ginerii lui pe care el acum îi are de la fetele care a crescut și cu feciorii lui și cu nororile lui și cu nepoții lui, că el acum deja are și nepoți. El cu ei construiau, puneau faianță, puneau gresie, electricitatea și așa mai departe, pentru că la vremea potrivită, când a trebuit ca să fie mila și nu judecata și când a trebuit să descopere nevoia a fost acolo au trecut ani și multe biserici au zis, măi, dar e o lucrare extraordinară. Dar știți când au văzut ei asta? Când au început să vadă roadele. Și au zis, și noi vrem să facem aceasta. Și au început să construiască. Și au venit la noi și au spus, spuneți-ne și nouă, cum faceți asta? Și eu, uite, noi vrem, am construit și am spus, degeaba. Și au spus, cum degeaba? Fenomenul copiii străzii nu mai este. Fenomenul acela a fost rezultatul destrămării Uniunii Sovietice în anul 1991. Moldova fiind într-o țară ca Uniunea Sovietică, bineînțeles au fost căsătorii mixte, că era o singură țară. Moldoveancă cu ucrainean, cu uzbekistan, cu Kazastan, cu belorus, cu rus și așa mai departe. Oamenii fiind fără Dumnezeu, neînțelegeri, certuri, înșelăciune, infidelitate, beție, scandal și așa mai departe. Și momentul acela al destrămării Uniunii Sovietice a prins foarte multe familii în starea aceea. El supărat dus în țara lui, ea supărată rămas aici, și când s-au întâmplat toate acestea, mulți au spus, nici nu mai mă duc. Ați înțeles, da? Și cineva aici și-a pus capăt zilelor și cineva s-a întâmplat altceva și altceva a căzut în disperare și atunci s-a produs un fenomen care a durat vreo 15 ani. Acei copii de 3 ani, de 5 ani, de 10 ani, de 15 ani, acei copii au fost prinși în fenomenul acela, dar el s-a terminat. Lucrurile s-au așezat, țara s-a așezat, familiile au început să aibă un alt curs al vieții și de multe ori, dragii noștri, am descoperit că noi vrem să venim din urmă. Dar e prea târziu. În al treilea rând. dacă ne uităm în cuvântul Domnului, Scriptura ne spune că misiunea, pe lângă faptul că trebuie compasiune, pe lângă faptul, în al doilea rând, că trebuie să descoperim nevoia, atunci asta e nevoia. Uitați-vă acum, du-te la vamă, la siret, să dai mâncare. Nu mai. Sunteți de acord cu asta? A fost atunci. Cine atunci a slujit, are ceva acolo în cer. Acum, dacă te duci, S-a terminat. Sunt momente. Poate preotul și levitul, după ce au auzit ce a spus Domnul, ar fi venit ei și se mai uită ei prin șanțul acela, dar nu nimeni e gol șanțul n-au descoperit nevoia. În al treilea rând, misiunea cere îngrijirea într-un mediu protejat. Pe vremea aceea, Scriptura spune, sau în istoria Domnului Iisus Hristos, versetul 34, partea a doua, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, a îngrijit de el. Și astăzi, pentru noi, trebuie să știm, hanul trebuie să fie biserica Domnului Isus Hristos. Amin? Dacă noi nu vom duce spre aceasta, vom fi doar lucrători sociali. Dar dacă noi tot ceea ce facem, scopul nostru este ca oamenii aceștia, persoanele cu care noi intrăm în contact, dacă noi îi vom canaliza și îi vom duce ca ei să descopere frumusețea Bisericii Domnului Isus Hristos, atunci noi vom putea să ne împlinim misiunea și anume pe lângă salvarea fizică, să poată omul primi și experimenta ceea ce este mai presus de salvarea fizică, pentru că Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Matei, capitolul 16, și ce ar folosi unui om să câștige ce? Toată lumea. Și putem să punem aici, să fie sănătos, să aibă de toate, să o ducă bine și așa mai departe. Ce-ar folosi unui om toate acestea dacă și-ar pierde ce? Sufletul. Și de aici noi știm că cel mai important este ca să putem să-i aducem pe oameni să înțeleagă nevoia de mântuirea sufletului și Domnul să ne binecuvinteze. În ultimul rând, când ne uităm aici în textul nostru și în prezentarea Domnului Isus Hristos, misiunea cere implicare financiar-materială. Versetul 35, a doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltuiți, voi da înapoi la întoarcere. Noi am avut în Moldova un înaintaș al credinței, un frate care a fost, așa, după înțelesul frățietății din România, a fost președintele penticostalilor, în perioada sovietică, peste toată Uniunea Sovietică, dar el era din Moldova, un vorbitor de limbă rusă și datorită slujirii și credinței a stat 25 de ani în pușcărie. Nu toți odată, îl închideau, îl țineau 5 ani acolo, plus minus, îi dădeau drum acasă și îi punea condiția, cu condiția, nu predici, nu slujești. Și el când ieșea din pușcărie, nici nu pleca acasă, deodată la prima adunare. La prima adunare și din nou predica, în noaptea aceea, în noaptea aceea să, să ordineze câțiva slujitori, că a doua zi știți cum îl închidea. Spuneau odată doi frați care predicau Evanghelia în Chișinău, într trolebuz, în, în transportul public. și ei așa erau cu râvnă și au zis, noi când urcăm într-o trolebuz, noi trebuie să dovedim până la următoarea stație, să mărturisim de Domnul, să cântăm o cântare și să-i chemăm pe oameni la pocăință, că suntem siguri că la următoarea stație unii ne dau jos. N-aveau timp de două stații. Așa și fratele acesta. Și el spunea așa despre samaritean și despre slujirea noastră. A zis, dacă vrei să fii samaritean milostiv, trebuie să ai cel puțin măgar și bani. Și Domnul să vă binecuvinteze că la Bucovina, aici, sunteți binecuvântați cu asta. Amin? Sunt aici măgar de toate mărimile, formele, culorile. Numai să-i punem în dispo la dispoziția Domnului, fraților. Amin? Știți, eu am avut așa o experiență tristă construiam o casă de rugăciune. Era prima casă de rugăciune la care eu m-am implicat în Republica Moldova după ce am plecat în anul 1994. Am ajuns noi la pod și trebuia să erau erau plăci de beton. Casa de rugăciune are 24 de metri lungime pe 12 lățime. Proiectul acesta a fost dat de președintele de colhoz, secretarul de partid era. N-ați auzit așa ceva? Secretarul de partid care spunea că nu este Dumnezeu, deja după ce căzuse comunismul, el a înțeles și a auzit că noi vrem să începem casă nouă de rugăciune. Și l-a chemat pe păstor și a spus, am auzit că vreți să faceți adunare nouă. Și păstorul a spus, da, nu încăpem. Sfatul meu este să o faceți 24 pe 12. Și păstorul a spus, dar de ce? Pentru că avem la noi la CAP 8 plăci de beton de 12 metri lungime, 3 metri lățime, iar au planificate să facem un frigider subteran pentru livada CAP-ului, dar zice, eu știu că CAP-urile se vor închide se vor da pământurile la oameni și frigiderul ăsta nu mai trebuie și atâta timp cât eu sunt încă președinte de acea pe, zice, eu vă spun, faceți cât mai repede. Eu vă dau gratuit plăcile de beton, eu vă dau tot betonul de la noi și mașinile și tot ce trebuie, betonierele, buldozele, tractoare, tot lemnul îl tăiați la gaterul CAP-ului gratuit, tot cât pot zice, vreau ca să vă ajut. Și mulțumim lui Dumnezeu, așa s-a întâmplat. Slavă Domnului. Noi lucram acolo, am ajuns, s-a pus planșeul și trebuia să facem niște găuri de acum în plăcile alea ca să legăm brusele de lemn, după care să putem să punem podul, tavanul. Măi, cu ce să punem? Nu era instrumente, așa că astăzi și cineva îmi spune, măi, fratele, cu tare are o bor mașină din aia puternică, industrială. Eu, repede, pe bicicletă și mă duc la el acasă. Mă duc la el casă, măi, frate, uite, noi trebuie să găurim acolo. Și el, așa, reșe, și eu nu o dau. Eu am crezut că n-am auzit bine. Îi spun, auzi, noi la adunare. El spun eu nu dau. Eu am crezut că el nu a auzit bine de cum. Îi spun, băi, omule, tu înțelegi? Nou la casa de rugăciune ne trebuie. Și-a spus, eu înțeleg, dar nu dau. Dar de ce? Dacă arde. Zic, eu nu înțeleg. Și credința ai tu, și slujire ai tu, și era predicator, O zis așa, eu îi spun lui, băi omule, eu așa cred în Domnul. Pot să fac cu bor mașina asta o mie de găuri și nu o să ardă la adunare. Și pot să faci acasă o gaură și arde. Că asta e tehnica. Și el zice, da, dar eu am să cred că o ars că o făcut o mie la adunare. Adică, pot să fie oameni care să aibă și măgar dar nu-i gata să-l pună în slujba Domnului. Îmi murdărește cealaltă, omul ăla era bolnav, nu că bolnav, era rănit, era trântit, era murdar de sânge, de toate celelalte. Dragii mei, dacă vrei să faci misiune, pe lângă milă, pe lângă descoperirea nevoii, pe lângă un mediu protejat, noi trebuie să fim gata să dăm tot ceea ce avem și Domnul să ne binecuvinteze. Spunea fratele Petru și noi atât de mult i-am urmărit pe ei vara aceasta, cinci copii mici, și când s-au născut al șaselea, și imediat peste o săptămână cu toți copiii, toată vara în căldurile acele care le-am avut de dimineață până seara, Estera a fost misionar în slujba Domnului. Și Dumnezeu le-a purtat de grijă. Cu câteva zile înainte ca să venim aici la Pucovina, el a scris pe grupul nostru că noi avem un grup cu toți voluntarii și au zis, fraților, toată casa e în febră. Toată casa e în febră au rugat pe o soră din biserică să rămână cu ceilalți copii. Noi trebuia să plecăm joi dimineață spre Bucovina și sora au zis așa, dacă miercuri toată ziua niciun copil nu va avea frebră, eu voi rămâne altfel, nu rămân cu ei. Și i-au pus semn și soția i-a zis, Petru, numai Dumnezeu să ne rugăm. Și când s-au pus înaintea lui Dumnezeu și s-au rugat miercuri, niciun copil n-a avut febră, că Dumnezeu ascultă. Slavă Domnului! Fii gata! Pune-te la slujba, în slujba lui Dumnezeu cu ceea ce ai, cu darul tău, cu talentul tău, cu puținul tău, cu multul tău. Pune-te în slujba lui Dumnezeu, fii gata! Omul acesta, învățătorul legii, putea să plece cu o învățătură sfântă de la Domnul Isus Hristos, încă din primele discuții, pentru că Isus i-a spus în versetul 28, bine ai răspuns, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el nu s-a oprit acolo. A, stai puțin, dar eu mai am întrebări. Eu mai am întrebări, eu, eu mai vreau încă să mă eschivez cu alte cuvinte, eu mai vreau ca să-mi găsesc scuze. Iată de ce eu nu am făcut, pentru că, de fapt, nu sunt eu vinovat. De fapt, e vinovat celălalt. Domnul i-a spus, fașa! Tu știi foarte bine, tu mergi la Templu, tu mergi la adunare, tu cunoști scripturile Vechiului Testament, tu cunoști legea, ce este scris în lege. Dar în lege e scris într-un fel, dar noi citim altfel. Sunteți de acord? Că Isus asta îl întreabă și e scris în lege și în al doilea rând ce îl întreabă? Cum citești? Cum citești? Citești pentru ca să fii în slujba altuia? Sau citești ca să te dezvinovățești? Și el citează, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Isus îi spune, perfect, cunoști bine, fă așa, întoarce-te de acolo și fă așa. Și când mergi pe drum și când vei vedea pe cineva și când vei întâlni o situație, fă așa. Fă așa, începe de la aici, de la capăt, începe de la cei cu care tu te întâlnești. Și dacă vei fi gata să începi cu ei, că noi cu ei ne practicăm, nu cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de mila noastră, Dumnezeu nu are nevoie de faptele noastre, Dumnezeu nu are nevoie de, 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 de lucrările noastre, oamenii au nevoie. Făcând aceasta, noi dovedim că iubim pe ei și îl iubim pe Dumnezeu. Fă așa, Domnul spune, și vei avea viață veșnică. Și el nu se oprește aici, merge mai departe și într-un final ajunge tot acolo cu alte cuvinte de unde s-a pornit. Versetul 36, Iisus îl întreabă, care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Și el răspunde, cel ce-o și făcut milă cu el, nici măcar nu-și permitea să spună samariteanul, că noi știm situația, nu, nu, intru în aceste detalii. Cel ce și-a făcut milă cu el a răspuns învățătorul legii. Și Domnul Iisus îi spune ceea ce i-a spus și în versetul 28. Du-te, de fă și tu la fel. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Frați și surori, Domnul să vă binecuvinteze, să putem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Cu ocazia aceasta vreau să vă spun aveți așa de mulți tineri deosebiți, Domnul să-i binecuvinteze, să-i țină credincioși. Eu sunt părinte și știu inima unui părinte, a mamei și a lui tata pentru copii. Nu-i altă dorință și nu-i altă bucurie decât să-ți vezi copiii credincioși în casa Domnului și serioși cu Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Spuneau frații când au venit aici tineri, au zis, avem și noi voluntari. Zic, voi aveți batalioane de voluntari. Domnul să vă binecuvinteze. Vă invit în Moldova, nu-i departe, nu trebuie să planificați ceva foarte serios, începând cu iunie, 10 săptămâni, noi vom avea cel puțin în trei localități, vom avea întotdeauna evangelizări. Dar noi mai pregătim acum încă trei echipe de acestea, adică vor fi șase. Dacă veniți șase grupuri de misiune, avem șase sate toată vara. Într-un sat și altul și altul, pentru că ne gândim vara aceasta cu voia lui Dumnezeu, să putem să acoperim multe sate, dar mai sunt și alte zone unde noi de asemenea ajutăm pe frați ca să se organizeze în felul acesta. Sperăm, sperăm ca vara aceasta să se facă evangelizări de felul acesta cel puțin în 100 de sate. Dragi tineri, voi aveți acum putere, entuziasm. Vă așteptăm, vorbiți cu păstorii, fratele, frații vor lua cunoștință, eu am făcut armata cu fratele Nelu, el o să mă găsească, vă invităm, vă așteptăm cu drag și Dumnezeu să vă binecuvinteze să facem misiune, să avem milă de oamenii care trăiesc în păcat, să-i ducem la Domnul Isus Hristos. Domnul să fie binecuvântat și lăudat în toate. Amin. Cred că putem spune din toată inima ca binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui, Am fost... Motivați de Cuvântul lui Dumnezeu să ne punem întru totul la dispoziția lui Dumnezeu, să identificăm pe apropele nostru. Observați că uh,